Incendiile de vegetație uscată încep din nou, se pare, să le dea bătăi de cap pompierilor hunedoreni. În ultimele zile, aceștia au fost nevoiți să intervină la trei astfel de arderi, izbucnite în mai multe zone ale județului care au afectat peste 10 hectare de teren. Un echipaj de pompieri al gărzii Baru a intervenit în localitatea Galați pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată ce s-a manifestat pe aproximativ 10 hectare de teren acoperit cu mărăciniș. De asemenea, echipaje de la detașamentele Petroșani și Hunedoara au intervenit pentru stingerea altor două incendii de vegetație uscată ce au însumat în jur de 100 de metri pătrați, a spus purtătorul de cuvânt al inspectoratului pentru situații de urgență Hunedoara. Se bănuiește că în toate cazurile, focurile au fost provocate de acțiuni Unile localnicilor în încercarea lor de a-și curăța terenurile agricole, scrie servuspress.ro.